Salut și bine ai venit! Dacă îți place ceea ce vezi pe acest canal, nu uita să te abonezi și să dai un like, poate și să scrii un comentariu, pentru că astea sunt soluțiile vitale pentru a ajunge din ce în ce mai cunoscuți pe această platformă. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez multă baftă în continuare! Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou episod de Farming Simulator 2019 Roleplay, după cum v-am obișnuit. Dragilor, uitați că ne-am regăsit la un nou episod. Ia uitați-vă cu asta ce se uite pe aici printre gard. Ți-ai prins capul? Sper că nu ți-ai prins capul, că nu te poți scoate de acolo. Astăzi trebuie să mergem să facem niște iarbă, dar înainte de a face iarbă, nu că am uitat să-mi dau telefonul pe silențios. Aia e ce să fac. O să încerc să mi-l dau acum dacă reușesc, că lumea mă sună. Bun, ideea e în felul următor. Trebuie să mergem să luăm niște un mixer pentru animale, pentru că vreau să aducem caii frumos acasă. Acum nu știu dacă am nevoie de tractor sau n-am nevoie, nu cred că am nevoie. Din câte știu, acolo avem deja un tractor, parcă avem și o cositoare de adus. Deci avem și o cositoare de adus. Așa că o să mergem să aducem cositoarea mai întâi și de-abia după. Deci astăzi vreau să aducem caii, amândoi caii, vreau să-i aducem aici la noi. Nu-i mai las acolo la primar, sunt deja foarte chinuiți. Stau în căldură zi de zi, au adăpostul acolo foarte, foarte mic. Uitați ce invenție am făcut și eu. Uitați, am construit aceste mici infopointuri pentru oamenii care vor să vină să facă poză la Neamitica acasă. Deci scrie aici Neamitica. Mai am și în partea asta la fermă scris ferma mitică, pentru că până la urmă trebuie să fie o fermă cu acte în regulă. Și mai avem aici la colț de uliță, pentru că toată lumea care vine, mai vine și mă caută, mă sună și zice: "Prenea mitică, dar pe unde stai, că noi tot mergem, am ținut asfaltul, am ieșit aproape din sat." Și după aia îmi dau seama că băieții nu știu unde să ajungă, nu cunosc ulița. Ei bine, și am pus și aici un infopoint unde scrie la Mitica acasă. La Mitica acasă. Deci dacă vrei să vii la Mitica acasă, trebuie să dai de panoul ăsta și te conduce panoul mai departe unde vrei să ajungi. Pentru poze, pentru autografe, pentru ce vreți voi. Bun. Deci îi dăm tare viteză și trebuie să ajungem să luăm acel mixer și o cositoare, după care o să fac eu niște rație totală mixtă pentru animale, chiar dacă mai avem cumpărată, dar trebuie să avem și mixerul nostru. Vreau să golesc acea remorcă de baloți și vom merge prima dată la semănat într-un loc și după aia la tăiat de iarbă sau la făcut de baloți. Nici nu mai țin minte, cred că la făcut de baloți, pentru că în episodul trecut știu că am tăiat eu niște iarbă în afară de sediu, am mai tăiat noi într-o parte iarbă. Și acolo va trebui să adunăm baloți, din câte țin eu minte. Da, uite că mi-am amintit acum și nu trebuie cosit astăzi acum, pentru că am cosit ieri. Deci, foarte bine. Haideți să mergem să găsim utilajele noastre acolo frumos și să le aducem acasă. Haideți că am ajuns, avem aici cositoarea care ne așteaptă și mai avem mixerul care la fel trebuie luat dinpreună cu un tractoraj. Deci avem un nou tractoraj și astăzi. Pentru că v-am zis, m-am împrietenit cu oamenii de pe aici și putem să închiriem tractoare de la ei atât timp cât durează parteneriatul ăsta al nostru împotriva celor de la AgriVest. Eu fiind cel care a luat inițiativă, atunci eu voi avea acces la tractoarele oamenilor. Acesta este un tractor al lui Nea Grigore și nu mai știu cum îl cheamă. Nu e Grigore ăla de-l știți voi, că m-am nenorocit. Deci sunt, dacă stau să mă gândesc așa prin sat pe aici pe la noi, în partea aia de sat pe unde stă Nea Grigore, ei, numele de pe acolo, de la oameni, se repetă, fraților, în partea asta la altă de sat. Deci n-am mai văzut așa ceva. Cred că numai în Dumești e posibil așa ceva.
să se repete în halul ăsta numele de acolo, ceea ce este foarte, foarte fain. Hai să ridicăm și noi coasa. Și să o punem pe vertical, așa. Hai că s-a mai abonat cineva la canal. Uite acum, fix când filmez, se abonează lumea. Nu mă așteptam. Ce trebuie să facem noi acum este să ajungem acasă și să descărcăm baloții, să facem, să-i punem la tocat, da? Așa că, uite, Nea Grigore merge cu noi, așa că ne vedem direct de acasă. Haideți că suntem aproape de casă, uite, ajunge la Mitic acasă. Ajunge la Mitic acasă, hai să vină și tractorescul ăsta al nostru. Hai să-l așteptăm, haide mă, mai vii și tu astăzi. Haide, Nea Grigore, haide. Așa, las-o mai ușor. Deci avem zetorul ăsta care este impresionant și ne vom ocupa cu el astăzi pe aici, pe la... ne va ajuta să facem rație totală mixtă. Bine, noi avem numai din baloți acum, dar vedem pe parcurs ce mai băgăm. Că vreau să scap de baloți, ăsta principalul lucru. Și după aia mai vedem noi ce mai facem, lăsăm tractorescul aici. Și sunt foarte, foarte bucuros că astăzi aduc animăluțele, aduc caii, îi aducem acasă. Deci nu vreau să-i mai las să se chinuie pe acolo și așa este foarte greu pentru ei. Îi aducem și îi băgăm pe aici, pe la noi, prin grajd. O să vedem, noi le facem loc. M-am gândit mai bine și zic, bă, până mi-o face un grajd la cai și așa mai departe, n-are rost să chinui săracii cai atâta. Așa că... asta o să fac. Bun, hai să pornim domnișoara, cum îi zice, tocătoare sau cum îi zice? Ha? Îl folosește? Merge sau nu merge? Nu merge. Deci baloții ăștia micos n-am la ce să-i folosesc, pentru că nu merge. Nu-i toacă. I-a tocat? Nu toacă. Deci n-are nicio treabă cu ăștia micuții, n-avem ce să facem cu ei. Ori nu sunt buni pentru așa ceva, nu sunt iarbă de care avem noi nevoie. Chiar nu știu ce să zic de baloții ăștia mici. Dacă aveți voi un sfat pentru mine, puteți să mă ajutați. Că nu-mi dau seama cam ce trebuie făcut și cum trebuie făcut. Acum că avem și tractorașul ăsta frumos aici, putem să îl parcăm. Zetorul ăsta al nostru îl parcăm pe aici pe undeva și îl lăsăm pentru că mergem să luăm căiuții. Ușor, văcuță, unde te duci? Unde se duce vaca asta noastră? Stai acolo liniștită că nu se întâmplă absolut nimic. Deci n-avem ce să facem cu baloții ăștia, o să trebuiască să facem noi alți baloți cu altă balotieră. Asta de la omul ăsta de neadus-o ieri. N-avem ce să facem cu ea, baloții nici nu știu ce să fac cu ei. Posibil să-i dau la păsări, nici nu știu ce pot să fac cu ei. Chiar acum vreau să văd dacă pot să fac ceva cu ei, dar unde e? Am aruncat eu unul pe aici, dar nu mai știu pe unde era. A, uite la acolo. Deci cu baloții ăștia mici, chiar nu știu ce pot să fac. Dacă aveți un sfat pentru mine, chiar îl ascult și sunt ochi și urechi. A, uite că se poate băga aici la văcuțe de mâncare. A, păi atunci facem din ăștia, tăticule. Nu știam la ce să mă aștept. Uite că se poate până la urmă. Hai să le dăm de mâncare la văcuțe și golim remorca de baloți. Că văd că se poate. A, stai mă să vezi ce mâncărică le dăm noi. Să vezi ce mâncărică le dăm noi la văcuțele astea. Și după aia mergem să ne aducem cai acasă. A, n-a mai mers. A? Sau a mers și nu mi-am dat eu seama? Acum nu l-am mai luat. Din ce cauză? Oare să fie plin cu mâncare? Deci, în partea asta, da. Aici, din păcate, e plină productivitatea. Și na, nu putem să le mai punem baloți. Nu-i nimic, lasă că îi lăsăm pentru altă dată. O să lăsăm și tractorescul ăsta mai pe aici, mai pe jos, cu baloții ei. Și după aia mai vedem noi cum ne mai descurcăm.
Important este să mergem după cai acum. Chiar vreau să-mi aduc cai acasă. Ia uitați ce frumos scrie aici, ferma mitică. Bun, o să plec după cai. Să mă duc cu mașina sau să mă duc pe jos? Cred că mă duc pe jos. Mă duc pe jos repede pe aici și ajungem imediat. Ne vedem la cai acolo, da? Bun, deci am ajuns la terenul nostru aici și aici avem căiuții frumoși noștri cai. Bun, hai să luăm pe ăsta, care e ăsta. Bun, e Bella, e femelă. Luăm femela și o ducem la noi în fermă. Fetele au prioritate, după aia armăsarul mai târziu. Știu că e invidios pe noi acum că am luat femela din prima, dar aia e. Și mergem către casă. Mergem să ducem căluțul acasă. În sfârșit ducem și noi căluții ăștia, că și așa de mult ziceam eu, v-am promis eu că o să-i duc acasă, dar n-am mai reușit. Ne vedem acasă cu domnișorul căluț, îl luăm și pe celălalt și o să vedeți unde o să-i pun. Bun, deci am ajuns și acasă cu cei doi căiuți. Avem așa, femeia este în partea asta, iar masculul este undeva prin partea asta. Nu prea a găsit el, nu prea a mâncat iarbă de aici de la animale și s-a băgat acolo jos, ia uitați-l. Îi place acolo, a găsit rația totală mixtă și se pare că îi place. Haideți să mergem să mai facem lucruri pe aici prin curte. Trebuie să mergem să... De fapt, nu facem prin curte, că prin curte trebuie aranjate lucrurile, dar n-am eu timp. Trebuie să mergem... cum îi zice? Hai să iau și eu doițul și trebuie să mergem să balotăm. Trebuie să mergem să balotăm și o să mă duc să iau eu balotiera aia acum. Mă duc să iau balotiera de acolo de la băieți să vedem cum se aranjează, cum merg treburile. Poate au mai evoluat puțin băieții pe acolo cu stadiul de la... cu stadiul de... cum îi zice? De amenajare acolo a terenului, a sediului nostru. Ca să fie totul perfect, totul bine. Facem niște baloți acolo, o să-i strângem puțin mai târziu pentru că na. Acum avem remorca ocupată. Și după vedem noi ce mai facem. Oricum, este muncă până peste cap. Nu știu, nici nu știu cum pot să fac față. Să rezolv toate problemele. Să știți că n-am uitat de fântânalul Nea Grigore. Băieții nici acum n-au ajuns, chiar dacă au zis că o să vină și o să facă. Doar utilajele sunt acolo. Oricum am planuri mari și pentru Nea Grigore. Vreau să-i schimb gardul, vreau să-i fac treburi interesante pe acolo. E și el aproape de sfârșitul vieții și vreau să fie cu inima împăcată că a făcut mult mai multe pentru casa aia. Așa că vreau să-l ajut și pe Nea Grigore. Multă, multă muncă, deci dacă cineva crede că n-ai ce să muncești pe Dumești, e total greșit, total eronat. Ai atâtea lucruri de făcut, dar trebuie să ai puțină gândire și trebuie să știi cum să le faci. Atât zic. Bun, deci ajungem acuși la băieți. După cum vedeți pe aici, prin partea asta, sunt fântânile foarte dese. Oamenii au fântâni pe la porți, cam toți. E, pe la Nea Grigore, pe acolo chiar nu este nicio fântână prin apropiere și moșul noroc cu o vecină care îl ajută să-i ducă apă. Bun, deci mergem să luăm balotiera de la băieți și ne vedem direct pe teren, că avem de făcut acolo ceva, câțiva baloții, e foarte strâmt, deci vă avertizez, de fapt știți că e foarte strâmt acolo și nu știu cum o să mă descurc. Haideți băieți că am ajuns la teren. Trebuie să facem terenul ăsta. Să vedem dacă încape balotiera pe aici. Sper să încapă. Cam greu. Ia să vedem cum o facem noi să fie mai îngustă. Bun, n-a încăput. Mai trebuie puțin mai îndreapta.
din ce văd eu aici. Deci dacă o dăm așa, așa un căput. Și îi dăm o desfoldare și ne facem baloții aici. Baloți care nu cred că o să fie chiar atât de mulți. Dacă scoatem 5-6 baloți de aici, e foarte bine. Dar nu știu ce să zic. Iarbă nu este chiar atât de multă. E foarte complicat să dau aici să culeg iarba. Dar până la urmă trebuie să mă descurc că trebuie să lăsăm terenul ăsta fără iarbă. O să fie ceva mici schimbări pe aici. Dacă vrem să vedem sediu în picioare, trebuie să facem schimbările necesare. Din câte știu eu, aici va trebui să și arăm, ca să nu mai crească iarbă, să nu mai crească bălării, să tăiem toate buruienile și dacă putem și noi să facem niște baloți de aici, dacă scoatem ceva, scoatem, dacă nu, aia e. Oricum, aici va fi sediu agenției noastre din Dumești, o să fim cei mai tari fermieri de aici din sat, așa că dacă vreți să fiți și voi alături de noi, nu puteți decât să ne votați cu un like. Dacă dați un like, să știți că ne susțineți. Asta înseamnă, de fapt, când dați un like, înseamnă că susțineți Asociația Fermierilor Mici din Dumești, care în curând o să devină o asociație foarte mare. O să încep să vorbesc din ce în ce mai des despre chestia asta, pentru că asta ne dorim de aici, de la noi, să fim cei mai buni, cei mai tari și așa mai departe, dar mai durează. Până una alta, eu termin aici și după ce terminăm aici o să mergem să luăm semănătoarea, pentru că avem de semănat într-un loc mai special, așa zic, în curte la cineva care e plecat prin străinătate. Dar e taică-sua acasă, care e mai bătrân și na, o să vedem ce găsim pe acolo. Oricum noi n-avem treabă cu omul, avem treabă doar cu terenul. Termin aici și ne vedem de la teren, de acolo, de la semănat. Haideți, fraților, că suntem aproape aici, mai avem puțin și ajungem la omul ăsta să-i semănăm. Noi semănăm altceva decât boabe de soia, nu știu ce au pățit oamenii ăștia pe aici prin sat, dar de când cu agrivestul s-au cam dat mulți pe boabe de soia, nu înțeleg, cred că i-au făcut să înțeleagă că, domnule, boabele de soia sunt mult mai bine vândute. Uite, aici e terenul, sper să încăpem sau nu încăpem. Nu cred că încape semănătoarea noastră pe aici. Toate că mi-aș dori să încapă, dar nu încape sub nicio formă. Deci nu avem nicio treabă. A? No. Deci nu încape. Singura soluție este să mergem prin marginea satului, să urcăm pe acolo pe sus și să venim la vale încoace. Numai bine trecem și noi pe la băieții ăștia pe aici, să vedem ce s-a mai întâmplat, cum se mișcă treburile cu sediu. Din câte văd, suntem aproape și nu prea se vede nicio schimbare, așa. Ar fi trebuit să se vadă mai multe schimbări. Ce trebuie eu să fac astăzi? Trebuie să venim cu încă doi băieți să ne apucăm de arat aici, dar nu știu dacă vom reuși. Sau cred că să mai vin eu cu încă cineva. Băgăm repede la arat aici și după ce terminăm de arat, numai bine... Cum îi zice, numai bine putem să ne apucăm să nivelăm terenul și să ne apucăm de să... Na, facem și noi ce putem. Dar trebuie arat neapărat pentru că sunt foarte multe rădăcinoase care trebuie să tăiate. Trebuie arat atât în partea asta cât și în partea cealaltă unde ați văzut voi. Și după aia ne apucăm de treabă serios. Băi băieți, am întâmpinat o problemă destul de gravă. Deci n-avem cum să ajungem la terenul ăsta aici. Pentru că este, cum îi zice, în partea cealaltă este șanț. N-am văzut, sincer, n-am văzut că este șanț și nu putem să trecem cu tractorul. Cred că singura soluție este să mai scot eu o porțiune din gard de aici, o să mă chinui. Eventual mai chem doi băieți de aici. Să mai scoatem o porțiune din gard ca să putem intra. Foarte, foarte nașpa ceea ce se întâmplă, dar asta este. Revin după ce... ajungem pe teren, că chiar mi-a dat bătaie de cap terenul ăsta astăzi. Haideți că am revenit, în sfârșit am mai scos o portiță din gard și acum putem să intrăm. M-au ajutat și băieții, deci fiarele astea de metal de le vedeți voi aici băgate în pământ. Să nu credeți că-s băgate așa de vrăjeală, frate, astea-s băgate de ani de zile aici și de-abia am putut să le scoatem. Am tras cu tractorul, dacă mă credeți. Și na, destul de greu, dar până la urmă am reușit.
Hai să-i dăm ceva braz de pe aici și să terminăm odată treaba, să mergem la Arad, să venim aici la băieții ăștia la Arad și după aia terminăm tot și mergem acasă și cam încheiem și cu episodul ăsta. Bine, dacă mai intervine câte ceva, n-are decât să intervină, că ne-am mintit că e pe fază. Am semănătoarea foarte mare și pentru grădina cât este aici, sincer, în 10 minute n-am ce să fac. Dar dacă omul a apelat la neamitică, n-are decât să îl plătească pe neamitică pentru a-i face serviciul acesta. Bun, deci terminăm aici și după ce terminăm aici, mergem acasă, luăm plugul, să vedem să și lea și băiatul ăsta, cum îi zice? Am uitat și cum îi zice. Bă, ăsta de avea Fiat Agri, că am un lapsus acum pe numele lui. Gelu, mă, Gelu îi zice, să vină și Gelu cu Fiatul lui și să văd și eu ce UTB îmi iau pentru Arad. Aș putea să iau doițul, dar e cam murdar, e cam prăpădit la ora asta și nu l-aș mai lua. Cu toate că aș vrea să-mi fac treabă cu doițul, dar e cam murdar, l-am folosit azi. L-am cam supărat pe doițul ăsta pentru că l-am plimbat prin toate drumurile astea pe aici. Stai să vezi că nu-i la gardul ăsta, e la gardul celălalt. Stai să vezi că trebuie să ocolim, stai să vezi că trebuie să mergem pe partea cealaltă. Și mă gândesc că s-o fi supărat săracul tractor și nu vreau să-l stric. Așa că acum am terminat terenul ăsta și mergem către casă. Să vedem cum ieșim de aici, că asta e mai important. Mergem către casă și luăm plugul și ne îndreptăm aici spre băieți. Sau să facem în partea aialaltă sediu prima dată, nici nu știu. Dar cred că o să mergem în partea aialaltă la sediu și vorbesc cu Gelu să vină și el acolo și ne vedem cu toți acolo și facem o treabă de excepție. Ne vedem acolo. Haideți băieți că am ajuns aici la terenul nostru pe care l-avem de Arad. Acum tot ce, nu știu ce trebuie să facem cu baloții ăștia care sunt foarte micuți pe aici, nici nu știu ce trebuie să facem cu ei. O să-i scot și eu în stradă, că n-am deocamdată, n-am cu ce să-i ridic, sincer. Așa că o să-i las pe aici pe undeva. Ia să vedem unde s-a dus ăsta. Baloțescule, unde te-ai dus? A dispărut sau nu-l mai văd eu? A, uite-l aici. Da, o să-i las aici și mai văd eu după ce o să fac cu ei. Să sperăm că o să avem cu ce să încărcăm și unde să încărcăm. Oricum, nevoie de baloți am acasă, dar deocamdată n-am cu ce să-i transport. Ați văzut, remorca este plină, trebuie să aștept să producă vacile ceva lapte și să să golim remorca de baloți. Bun, sper că nu mai avem niciun balot pe aici. Eu am încercat să fac tot posibilul să nu mai existe niciun balot. Și hai să-i dăm bătaie cu aratul. Să vedem cum facem, cum distrugem pe aici toată iarba asta, toate rădăcinile. Ca să nu mai crească absolut nimic până vin băieții, până așează ei puțin terenul. Ca să pună sediu, să amplaseze sediul aici. Așa că ajut și eu cum pot, exact cum pot ajut și eu. Până la urmă a fost ideea mea și trebuie să ajut și eu exact cum pot. Vă ziceam de Gelu că trebuie să vină și el la Arad să mă ajute. Ei bine, ce credeți că mi-a făcut Gelu? Mi-a dat țeapă. Mi-a dat țeapă domnul Gelu și na. El a zis că o să vină la Arad în partea cealaltă. Acum rămâne de văzut dacă o să se țină de cuvânt sau nu. Dar sper eu să se țină de cuvânt, că dacă nu se ține de cuvânt am încurcat-o. Că acolo e terenul mult mai mare și am nevoie de susținere din partea lui, că altfel nu vom reuși să arăm toată parcela într-o singură zi. E destul de măricică și o să am nevoie de toată susținerea lui. O să vină și băieții de la construcții să vedem cum vor sta lucrurile ca să amenajeze aici sediu.
Acum rămâne de văzut cât ne vor cere și așa mai departe, dar având în vedere că suntem mai mulți fermieri care sponsorizăm chestia asta, zic că o să fie o treabă ca la carte. Am cam amânat așa din treburile mele de pe acasă pentru a mă ocupa de sediul ăsta de care vă zic, care este atât de important. Din ce cauză? Pentru că odată terminat acest sediu, noi nu vom mai avea probleme atât de mari cu banii. În sensul că oamenii din sat și din satele vecine ne vor solicita să avem contracte cu ei. Și noi, cum suntem foarte corecți și avem preț fix la orice, vom aduna cât mai multe contracte și vom avea bani. Ăsta este scopul nostru aici, să facem din ce în ce mai mulți bani. Și m-am gândit, bă, dacă suntem fermieri cum trebuie, cu toți avem de câștigat. Nu numai eu care am avut ideea sau ăla sau ăla sau ăla. Nu, cu toții vom avea de câștigat. Dar până acolo mai este. Este muncă grea, este vorba de episoade multe, este vorba de bătaie de cap și așa mai departe. Terminăm terenul ăsta și vorbim după ce mai facem, cum mai facem și ce soluții mai găsim. Dragi prieteni, am terminat și aici, am terminat de arat, după cum vedeți arată terenul impecabil. Mai este partea asta aici, ia să-i dau și aici puțin, lângă gard, să vedem cum rezolvăm. E din cauza că aici e un râuleț care nu o să ne deranjeze pe noi, bine, cred că o să-l astupe băieții când o să vină la construit ei pe aici, dar nu e nicio problemă că până la urmă nu prea ne interesează. Mamă, ce a crescut albia râului din cauza ploilor din ultima vreme. Păcat, nu vrem să ne inunde, așa că posibil, cel mai probabil, să astupăm. Bun, am terminat aici și nu mai avem de făcut, cred că, nimic. O să mă duc acasă, pentru că în partea aia la băieți, ce credeți, gelul șochează din nou. Nu poate veni nici în partea cealaltă din cauza că i-a venit veterinarul. Și are de castrat 2 porci și trebuie să stea cu veterinarul și așa mai departe. Și trebuie să se ducă să-l ia pe veterinar, trebuie să-i castreze porci, unde durează în jur de o oră. Și după aceea iar trebuie să mai să-l ducă înapoi. Deci și așa e 7 seara, ce să mai facem, ce să mai punem. Lăsăm pe data viitoare, mergem și noi acasă că suntem rupți, nu ne-am odihnit deloc astăzi. Vreau să și mănânc ceva și mai vedem ce mai facem data viitoare. Oricum, treaba este, trebuie să vedem cum luăm permisiunile pentru primărie acolo. Chiar uite că mi-am amintit. Deci acum mergem, luăm mașina, luăm golful și mergem să luăm actele pentru construcția, pentru ce construcție ziceam că iau? Pentru construcția ăstăia, am uitat. Mamă, ce cap am, bă, ce cap am, că le uit foarte repede. Ce să fac? Vârsta la 58 de ani. Ce să faci? Da. Asta este. Mă duc acum să iau hârtiile de la primărie, să vedem cum rezolvăm cu construcția. Pentru porci, mă ziceam eu, că pentru porci am nevoie. Da, ce să faci dacă nu prea mă duce capul acum la ora asta? O să mă duc la primărie și după ce mă întorc de la primărie, o să vă arăt unde o să se adăpostească căiuții. O să vedeți că e un loc foarte frumos pentru ei și o să le placă mai mult ca sigur. Mă duc la primărie repede până nu închide. Bine, la primărie și așa nu găsești mai pe nimeni acum.
dar măcar paznicul să-mi dea hârtiile. Am vorbit zilele trecute, domnule, când terminați cu hârtiile să mi le lăsați la paznic, o să vin eu să le iau în 2-3 zile, da, și uite că s-a făcut, cred că 4 zile și eu tot n-am ajuns la primărie. Mergem acum, repede, repede, luăm hârtiile completate și numai decât putem să ne apucăm de porci, dar am atâtea proiecte pe cap încât nici nu știu pe care să le fac primele. Trebuie să mă apuc și la Nea Grigore, avem de făcut sediu aici, care la fel o să ia o grămadă de timp. Deci uitați-vă numai ce bine o să stea sediu aici. Sediu de la Agro Dumești, așa o să numim noi sediu aici. Aici o să fie Agro Dumești, sediu doar. Și să vedem cum facem. Uite, ciorile deja au venit, l-am mâncat râme la din astea, dacă am arat. Da, și o să vedem cum ne încadrăm, cum facem și toate astea. O să fie frumos, o să vedeți voi, dar este de muncă. Dacă sunt episoadele mai plictisitoare acum, puteți să scrieți în comentarii. Asta este, n-avem ce să facem, trebuie să facem treburile cu cap, nu? Și să fie cât mai realistic, pentru că altfel nu mai iese ceea ce trebuie. Bun, am ajuns și la primărie. Ne dăm frumușel jos din mașină și să mergem să luăm... Dar ce mă, stai să închid motorul, că până la urmă mașinuța lui Cristinel nu merge cu apă. Bun, și să vedem unde-i paznicul. Bă, nu-i nimeni pe aici, mă. Nu-i nimeni, frate. Da, mă duc să caut paznicul și după aia revin. Oameni buni, unde credeți că era paznicul? Era pe aici, prin vecini, pe la Nea Ticu. Da, Ticu, cred că îl cheamă, ori Ticu e ăla de acolo, nici nu știu care cum îs. Eu am copilărit cu oamenii ăștia pe aici, dar nu prea-i cunosc, că na, e satul mare și știți voi, comunele alea mai mari, așa. Așa e și Dumeștiu și nu prea-i cunosc pe toți, sincer. Ori l-am mai uitat din nume. Ce credeți, mă, că făcea paznicul nostru, frate? Era și el la un vin rece, se răcorea. Și zic, bă, hai să îmi dai și mie niște acte, uite, am vorbit acum câteva zile. Știi, și pe un moment îmi zice, ce acte? Bă, m-am panicat când am auzit ce acte. Zic, bă, dacă n-are ăsta actele, ce fac eu acum? Trebuie să mai vin într-o zi la... Și după aia m-a cunoscut, s-a uitat așa la mine mai lung și m-a cunoscut și a, actele alea, păi uite că umblu cu ele în buzunar. Și ce crezi, că îmi scoate un teanc de hârtii din buzunar boțite, puse într-o folie din aia? Și ce că uite, astea sunt actele. Mă uit acolo, ștampilă tot cum trebuie, doar că cam boțite foile. Zic, nu-i nicio problemă, tăticu, dacă nu se acceptă actele, pe tine te pun, pe tine dau vina. Și n-am mai zis nimic, am plecat, l-am lăsat să-și termine berea acolo, sau vinul, ce bea el. Și na, asta e cu paznicul de la primărie, el ce că păzește primăria. Am văzut eu ce păzește el. Bun, am ajuns acasă și... Băgăm caii frumos în grajd și după aia ne luăm la revedere, că nu mai am nimic astăzi de făcut. E deja ora 7 și un sfert și ne vedem mâine dimineață, să vedem ce o să mai facem, cum mai învârtim treburile pe aici. După cum vedeți, iarba deja a început să crească, ceea ce este un lucru foarte bun. O să mai avem iarăși de cosit. Revin după ce bag caii, pentru că e puțin de alergat după ei și na, durează. Haideți, fraților, că am băgat și caii. Uitați-vă ce frumos stau ei aici. Au și paie, au tot ce le trebuie, i-am încuiat. Foarte, foarte frumos, sunt impresionat că până la urmă mi-au trecut mie o idee strălucită. Zic, bă, caii cu vacile se înțeleg de obicei. N-ar trebui să fie o problemă. Trebuie să mai bag vacile în seara asta, să le mai bag înăuntru. Și cam asta e cu treaba pe ziua de azi. A, și să le mulg. Trebuie să mulg vacile, dar asta nu e o problemă. E de-abia ora 7, pe la 8 jumătate așa le mulg. Și cam asta e cu episodul de astăzi. Noi ne vedem data viitoare la un nou episod. Dar până data viitoare eu vă rog din suflet să vă abonați și să dați un like acolo, pentru că alea l-ajută cel mai mult pe Neamitică. Până data viitoare eu vă urez numai baftă! Thank you.